Am revenit în direct. Andrei Vlășeanu, Cătălin Șerban și Alin Borcea sunt alături de mine. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în politica românească. Ni s-a cerut să modificăm, ni s-a cerut să oprim niște proceduri legale de revocare ale procurorului șef. Ni s-a cerut să suspendăm legi adoptate de Parlament. Ni s-a cerut să ne socotim decizii ale Curții Constituționale. Ni s-a cerut să modificăm și propria Constituție. Am citat din discursul domnului Liviu Dragnea, președintele PSD, discurs susținut duminică. Cine ni s-a cerut? Cine ne-a cerut? Bun, eu înțeleg mesajul politic concret. Acum mă axez un pic din punct de vedere juridic. Aceasta vine o recomandare, acea rezoluție din Parlamentul European. A venit pe urmă și acel raport MCV, mecanismul de cooperare și verificare, care a fost negociat înainte de 2007. Care este ca linia orizontului. Care a fost negociat în 2007 și care a ieșit din uz ca și metodă utilă, ca și instrument util. Din punct de vedere juridic, toate modificările care au fost făcute de către Parlament s-au axat în cadrul constituțional. Pentru că acele modificări, când au afectat anumite legi, au modificat construitul juridic al unei legi, acelea au fost reclamate la CCR, la Curtea Constituțională a României, care Curtea Constituțională, pe Constituție și pe acel text de lege care a fost declarat, care a fost reclamat la ei, a declarat constituțional sau neconstituțional. Iar aceste lucruri au fost unele lucruri care PSD-ul le-a votat și le-a înaintat, au fost declarate neconstituționale. Inclusiv în materiile de instituții ale justiției, mă refer încă o dată, instituții ale justiției, nu mă refer la codul de procedură penală și la codul penal, pentru că acelea sunt în continuare în Parlament și există un ping-pong din punct de vedere politic și instituțional, da? Formă, ok, îmi critici faptul că am schimbat procurorul șef. Ok, pot să fiu de acord din acest lucru, din acest punct de vedere, din punct de vedere politic. Doamna Chioveși avea un foarte bun PR politic la nivelul leadership-ului de la Bruxelles. Ok, pot să înțeleg acest lucru. Dar, și aici intru în zona de politică publică. În primul și în primul rând, când am intrat în Uniunea Europeană, eu ca stat aderent și pe urmă ca stat membru, am zis că vreau să respect legea. Și am creat o procedură referitoare la alegerea unui procuror șef la DNA și la DIICOT și un procuror general al României pe de-a întregul, care tot timpul a fost respectată, iar hai să spunem în majoritatea timpului, pentru că doamna Chioveși în primul mandat a fost negociată politic. Ok, dar în momentul în care eu am decis putere politică să schimb, am schimbat managerul până la urmă, i-am schimbat managerul, dar nu am schimbat instituția și nu am schimbat competențele, nu am schimbat linia de linie instituțională, da? Asta este marea problemă pe care într-un fel nu s-a reglementat, ci nu s-a discutat. Problema a fost că guvernul, în momentul în care a luat anumite decizii politice, nu a discutat la Bruxelles să explice concret punct cu punct în relația cu Colegiul Comisarilor, în relația cu Parlamentul European, nu a discutat concret. Iar aici este un punct minus. O altă problemă este faptul că mecanismul de cooperare și verificare a devenit o unealtă anti-ideii care reiese și spiritului care reiese din Tratatul Uniunii Europene. A devenit total anti, pentru că pe mine, România și pe mine și partenerul de la sudul Dunării, Bulgaria, suntem efectiv ținuți la poartă, la poarta Schengen. De ce? Pentru că există și anumite interese economice la mijloc. Bun. Și acum, ca să mă întorc tot la MCV, vedem faptul că MCV-ul pentru Bulgaria, în care colegii dumneavoastră, jurnaliști, au fost uciși, în care corupția este în floare mult mai puternic decât este în România, și asta s-a văzut chiar la începutul anului, când două regiuni ale Bulgariei, de aproape Dunării, au zis că vor să organizeze un referendum local și ca urmă să se unească cu România datorită faptului că acolo există DNA-ul. Un domn de acolo.
Bun. Nu, de acolo a plecat ideea. Nu grupuri întregi ocupaseră Sofia cerând alipirea la România. Nu, nu, nu. Un domn a avut această inițiativă absolut pitorească, care a trecut și Dunărea, care a prins, mă refer la mesaj politic, pentru că acum vorbim strict de mesaj politic. Sincer, sincer și eu aș cere să ne alipim bulgarii, măcar pentru autostrăzile pe care le-au construit și la care noi am rămas în urmă. Bun, aici pot să fiu de acord. Dar ideea e în felul următor. Pe perioada celor 6 luni de mandat ai președinției Consiliului Uniunii Europene de către Bulgaria, toți diplomații care au venit de la Bruxelles și din statele membre au stat într-un anumit hotel, care îmi scapă numele, în care au fost pur și simplu interceptați de către serviciile secrete ruse. De care toată lumea la Bruxelles tace. De ce tace? Pentru că nu vreau să spun de interesele economice germane prezente pe malul Mării Negre ale litoralului bulgăresc. Nu vreau să spun de alte interese referitoare la acele minunate autostrăzi care au fost făcute nu de companii bulgare, și care au intrat cumva, da? În care pur și simplu o stare de fapt din politica de la Sofia este acceptată și tolerată, la fel cum este tolerat și domnul Orban la Budapesta, care acum anunță că vrea să creeze altfel de tribunale pentru probleme administrative, pentru probleme electorale, în care efectiv disjunge din tot ceea ce înseamnă unitatea justiției ca principiu într-un stat democratic, iar toți acei judecători care vor fi în aceste tribunale speciale vor fi numiți tot politic de către ministrul justiției, care ministrul justiției din partidul lui de guvernământ. Și în care domnul Weber și cu doamna Merkel îl iau și îl bat pe umăr pe domnul Orban. De ce? Pentru că domnul Orban... Cred că au suportat. Păi da, aici intrăm într-o logică electorală, pentru că domnul Orban, prin partidul lui Fidesz, este membru în PPE, iar PPE are nevoie de voturi acum în 2019 ca de aer. Pentru că nu va mai avea destule voturi pentru a avea destui europarlamentari ca să-și decidă președintele Comisiei în favoarea lor. Iată, Partidul Popular European are o viziune și se gândește la voturi, pe când se pare că Partidul Socialist European a reușit să-l supere pe domnul Dragnea, care nu vrea să apară în poze cu alături de colegii de socialdemocrație, și Partidul Socialist European, iată, nu se gândește la viitoarele. Păi da, pentru că domnul Timmermans pur și simplu citește doar ce se scrie în revista presei care este livrată în fiecare dimineață și nu stă să cerceteze documentele care vin. Dar ascultați pe doamna premier Dăncilă, care a avut un discurs patriotic, lăudat chiar de domnul Dragnea la acest Consiliu Național. Și probabil că a ascultat-o. Sunt colegi de social-democrație. Ia să vedem ce spune social-democrația. Păi da, dar domnul Timmermans, care are poziția de prim vicepreședinte al Comisiei Europene, nu a stat să citească și să analizeze documentele tehnice, juridice, care vin din România. Asta este marea problemă. Și aici este tot un minus, pentru că nu... ca să intru un pic în autocritica constructivă, da? În care eu, în momentul în care fac și în business, vreau să am un partener cu care am o relație de business și eu văd o nouă oportunitate și pentru mine, dar și pentru el, da? În momentul în care nu eu comunic, el nu mă va înțelege pe mine și când se va vedea în fața faptului împlinit, nu îi va conveni această situație. De aceea este necesar dialogul constructiv între București și între instituțiile europene. Iar acum, președinția Consiliului Uniunii Europene reprezintă o mare oportunitate pentru România. Așa este, dar acest dialog între București și instituțiile europene parcă s-a început să semănă gâlceavă, a ceartă, nu a dialog constructiv, ca să vă citesc. Asta v-am și menționat înainte de publicitate. La ora actuală există... Începe să se vadă acum o linie fină de despărțire între tot ceea ce înseamnă statele vest-europene ale Uniunii Europene și statele est-europene. Începe să se vadă o linie din ce în ce mai fină. Mă rog, aici clivajele sunt mult mai adânci și nu chiar atât de clare, pentru că avem pe de-o parte curentul federalist, globalist, promovat de stânga europeană, care are o afinitate foarte mare pentru marxismul clasic, din păcate, la care nu au renunțat niciodată. Partidele comuniste din Franța, din Italia, n-au renunțat niciodată la ideologia marxistă tradițională, care militează pentru o Uniune Europeană, într-un fel un mega stat federal condus de la Bruxelles, pe de-o parte. Pe de partea cealaltă avem actualul curent, să zic, naționalist, care militează pentru o Uniune de state suverane. Domnul Dragnea și PSD-ul se înscriu în această două categorie, alături de
De Victor Orban, de Jaroslav Kaczynski, de Sebastian Kurz, de Matteo Salvini din Italia și așa, și așa mai departe. Un nucleu, un nucleu foarte puternic. Un nucleu destul de puternic de state care grupează un mare număr de cetățeni ai Uniunii Europene, care nu mai sunt mulțumiți de această direcție imprimată de actualul leadership de la Bruxelles. În principal, Uniunea Europeană ar trebui... Nimeni nu neagă existența Uniunii Europene, nimeni nu militează pentru distrugerea Uniunii Europene, dar trebuie să ne gândim ce fel de Uniune Europeană vrem. Domnul Dragnea are o viziune destul de clară și bine argumentată, că vrea Uniunea Europeană de state, de state naționale și suverane, care nu primesc, să zic așa, directive de la o serie de lideri care, până la urma urmei, nu sunt aleși. Comisarii sunt numiți la propunerea capitalelor, parlamentarii sunt aleși, dar prezența la scrutinile europarlamentare este infimă în cam toate statele, deci nu putem spune că au o legitimitate democratică foarte mare, fiind aleși de un nucleu foarte mic, mă rog, nu contează, nu există un prag electoral. Și această dispută între curentul federalist globalist și curentul național suveranist se va tranșa foarte clar la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din mai 2019. Absența domnului Dragnea de la întâlnirea Partidului Socialist European ar putea fi chiar un punct minus pentru Partidul Socialist European, deoarece PSD este cel mai mare partid de stânga la ora actuală din Uniunea Europeană, care face parte din PSE. Deci, pentru Partidul Socialist European, lipsa celui mai mare și celui mai influent membru care se află și la guvernare într-un stat care urmează să preia președinția Uniunii Europene, ar trebui să fie un punct minus, să le ridice multe semne de întrebare. Dacă viziunea de stânga din vest, care, cum am zis, are în continuare o afinitate destul de mare față de marxismul clasic. Neomarxism. Mai degrabă neomarxism, da, decât marxismul clasic. Păi și... nu-i chiar departe. Domnul Juncker acum câteva luni a dezvăluit o statuie de-a lui Marx prin Europa. Nu da, și a vorbit despre marile... Adică nu știu cât e de neo și cât e de clasic. Am lipsit de la Congresul Socialiștilor Europeni, spune domnul Dragnea, nu poate nimeni să mă oblige să mă bag în poză cu oameni care fac rău țării mele. Eu cred că aici e vorba și de o dublă măsură, atât pe care o observăm la politicienii din România, cât și la politicienii europeni. Domnul Dragnea, după cum știm, la referendumul care s-a încheiat în luna octombrie, cel privind redefinirea căsătoriei, s-a declarat mare tradiționalism, mare creștin în România, dar la Bruxelles au fost foarte, cum e la mod, am zis, open minds. Ba cu un grup minoritar, ba cu un altul, ba cred că aia a contat mai mult, pentru că PSD-ul nu s-a implicat în acel referendum. Cred că și acum face aceeași dublă politică. La București este suveranist, este probabil, pare cam la fel ca Victor Orban sau ca cei din Polonia sau cei din Italia, iar la Bruxelles cred că ori e rușine să se mai ducă, că n-are cum să-i mai contrazică, deși... Sau nu vrea să apară în poză cu astfel de oameni, nu? Iar politicienii europeni sunt la fel, cu dublă măsură. Păi bun, ne spun că acum legile noastre nu sunt bune, deși au respectat Constituția României. Păi când s-a înșelat Uniunea Europeană? În 2003, când ne-au spus că e ok Constituția și că au fost schimbate atunci, dacă nu greșesc, în jur de 100 de articole? Sau acum nu mai e bună Constituția? Când s-a înșelat Uniunea Europeană? Cred să aflăm și noi odată. E o dublă măsură peste tot. Da, chiar noi de aici, cei trăitori în România, cetățenii români, spunem câteodată despre Constituție că nu reglementează foarte bine anumite situații și au fost diverse conflicte în care toată lumea apela la Constituție și nu prea au găsit răspunsul. Da, la ora actuală, din punct de vedere juridic, reprezint starea de fapt ca să înțelegeți, există starea de fapt, starea socială, realitatea în sine, da? Și este construită juridic. În momentul în care starea socială se schimbă, construitul juridic nu mai este de actualitate să vină să reglementeze. Și de aceea, la ora actuală, vedem faptul că toate cele trei puteri într-un stat democratic, și aici vorbim de puterea legislativă, executivă și judecătorească, efectiv sunt încăierate una cu alta.
în care nimeni nu mai înțelege nimic, da? Iar acum rolul primordial al CCR-ului este să vină să încerce să reglementeze prin deciziile curții, să vină să reglementeze și să aducă înapoi în matca constituțională un instrument care se dovedește a nu fi perfect. Care nu mai este de actualitate. Nu mai este de actualitate. Nu mai este de actualitate. Ceea ce este necesar acum este o reconfigurare constituțională și în care să răspundem foarte clar noi cetățenii însuși cu noi înșine ce vrem de la anumite instituții, ce ne dorim de la Parlament, ce ne dorim de la președinte, ce ne dorim de la guvern, ce ne dorim de la alte instituții. Da? Care sunt reglementate prin legi organice și cum vedem noi ideea de justiție, cum vedem noi toate aceste lucruri. Pentru că acum, la ora actuală, când mergi pe stradă, într-adevăr vezi o pleiadă de opinie. Este un lucru foarte bun. Dă dovadă de maturitatea societății. Ceea ce este un lucru foarte bun. Pentru că societatea, la momentul în 2007, societatea românească, la momentul aderării, societatea românească a prins din mers mult mai rapid viața democratică europeană versus instituțiile. Pentru că în instituții, și asta este o realitate instituțională prezentă nu doar în România, ci vorbim de state clasice democratice, în care instituțiile tot timpul sunt cu un pas sau cel puțin doi pași în spatele societății. Iar la momentul actual trebuie să ne gândim dacă e la o reformă profundă a tot ceea ce înseamnă... Cred că n-ar trebui să ne gândim și ar trebui să trecem direct la treabă. În momentul în care nu o gândești și doar te apuci și nu e de datoria mea. Începem să facem nimeni. Nu e de datoria mea. Nu reușești. Să mă apuc eu să mă gândesc cum să reformez instituțiile românești. Ba da, pentru că îmi plătesc taxele și impozitele. Și spun acum o frază foarte tocită. Îmi plătesc taxele și impozitele tocmai ca cineva să gândească, cineva care are această capacitate și are o profundă cunoaștere a instituțiilor și a modului în care funcționează statul român și să facă din acest stat unul modern, cu instituții moderne și dar acum vorbim eficiente. Eu sunt un simplu cetățean. Îmi fac datoria atâta timp cât mă angajez și îmi plătesc. Nu vreau să... Vă rog. Dumneavoastră nu sunteți un simplu cetățean. Dumneavoastră reprezentați a patra putere neoficială a statului. M-am bucurat că ați spus că cele primele trei sunt încă erate și m-am bucurat că n-ați invocat-o și pe a patra. Da. Dumneavoastră reprezentați a patra putere neoficială a statului. Știți că din totul cel mare al puterii, primele trei au luat cam totul, iar a patra putere a rămas cu o felie atât de subțire încât este aproape transparentă. Întocmai. Și de aceea este nevoie, și în cazul acelei de-a patra putere în stat, este nevoie de un cadru legal foarte clar care să-i gardeze libertatea. Libertatea presei reprezintă libertatea societății în întreg. Da? Pentru că presa vine și documentează diferite cazuri. De natură penală, de natură de corupție, de tot felul de investigații pe care eu, de exemplu, le citesc cu mare nesaț de la toți jurnaliștii din lumea întreagă care cercetează și scriu tot felul de investigații. Da? Deci inclusiv la dumneavoastră mă refer. E necesar, de exemplu, să luăm, o să fie un punct, 10 august. Ok, relația societate cu jandarmerie, cu tot. Trebuie regândită și acel lucru. Mi s-a părut corectă comparația făcută de președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, între ceea ce se întâmplă la Paris, sau s-a întâmplat până zilele trecute, nu știu dacă urmează să mai aibă loc ceva evenimente, și reacția jandarmeriei franceze, comparat cu ceea ce s-a întâmplat la București și cu reacția jandarmeriei române la București. Bun. Nu putem să le luăm efectiv identic. Dar putem să le comparăm. Adică există președintele PSD a făcut lucrul acesta. A făcut lucrul acesta și ideea este în felul următor. Orice protest se face într-un cadru, într-un spațiu delimitat de către forțele de ordine care vine cu acele faimoase garduri. Un spirit civic de protest, dar subliniez din nou civic, este să stea la cel puțin un metru distanță de acel gard. Pentru că la momentul în care există acel spațiu de un metru, tu te simți în siguranță. Poți să-ți exerciți libertatea de expresie sub orice formă dorești, prin mesaje, verbale sau scrise, da? În care nimeni nu poate să spună nimic. Dar în momentul în care există tendința și există acțiunea concretă, clară, de a pune mâna pe gard, de a trage de gard și de a intra într-o interacțiune chiar violentă cu forțele de ordine, deja se activează legea
Ordinii și Siguranței Publice, care este și în România, există și în Bruxelles, există și în Paris, și în Londra și peste tot. Mi s-au părut mult mai violenți protestatarii din Franța. Nu știu. Au o tradiție aici. Au o tradiție aceeași dublă măsură a instituțiilor europene care ne-au urecheat pe noi pentru ceea ce s-a întâmplat la 10 august. Nu zic, trebuie analizat, deja dosarul este dosar la parchet și nu cred că au făcut aici ceva... Deja, noi aici deja am luat înainte, e dosar penal la parchet, pe când în Franța nu e nimic. Da. Nici nu s-au terminat. Și acolo a fost și un mort și au fost incidente mai grave. Păi să mă zgălești arcul de triumf și să... Da, nu știu, din filmele care le-am văzut, neavând cunoștințe temenice pe acest domeniu, da, pot să mă inspir din filmele de război care le-am văzut de-a lungul timpului, am văzut că dacă chiar un soldat inamic ridică mâinile, atunci eu îl iau prizonier, nu trag în el, nu-l lovesc, mă port civilizat. Da, am văzut oameni români cu mâinile ridicate, loviți cu sălbăticie, cred că e un termen corect. Am văzut și la Paris. Asta nu e o scuză. Asta nu e o scuză. Asta nu, am văzut la Paris salarii de 4.000 de euro. Am văzut la Paris milioane și milioane de turiști. Am văzut la Paris centura. Am văzut la Paris autostrăzi care leagă Parisul de marile orașe din Franța. Iată, la noi nu sunt. Sigur, au și jandarmii lor, îi avem și noi pe ai noștri. Dar nu e o scuză că acolo un jandarm lovește un protestatar care a dat foc la nu știu ce, iar la noi un jandarm lovește un om care are mâinile ridicate, indiferent de ce a făcut înainte. Bun, are mâinile de aceea ridicate, și zic adică... că în cazul de față România e cu un pas înainte, pentru că s-a creat dosarul penal în care sunt anchetați și militari și civili. Sunt avansați în grad cei responsabili de acțiunea din 10 august. Păi dacă atâta... Și președintele a spus că nu semnează înaintarea în grad la da, gradul de general pentru... Da, doamna ministru a făcut acea recomandare, pentru că e o recomandare. Președintele este cel care semnează decretul de acordare a gradului de general și de ambasador. Astea sunt cele două grade pe care le dă președintele. Asta este buchea legii. Deci ministrul și-a exercitat dreptul legal din lege. Da, ca președintele a decis... despre o acțiune, acum iată, suntem la finalul lui decembrie, dar vorbim despre 10 august, vorbim despre acțiune a jandarmeriei, în urma căreia au apărut dosare penale, dar în același timp cei responsabili de această acțiune, care a generat dosare penale și sute de plângeri, sunt propuși pentru a fi avansați în grad. Pare un pic paradoxal, adică parcă nu are o logică de la cap la coadă. Măcar aștept să văd cum se finalizează acele dosare penale și pe urmă propun avansarea în grad. Dacă acele dosare se vor finaliza rău pentru cel care tocmai l-am propus ca general. Parcă propunerea mea nu ar fi trebuit să existe. Mă gândesc, nu știu. Bun, dar haideți să... Poate așa și în Franța, nu știu. Să mergem să facem un exercițiu de imaginație. Acel colonel al Brigadei Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, PSIJ-ul, ajunge general. Să zicem că dosarul care e acum la parchetul general ajunge în faza... E deocamdată in rem, adică se analizează faptele și ulterior se identifică suspecții și primesc calitatea de suspect. Și să zicem că și acest general, deja făcut general, intră în tribunalul militar, pentru că este militar în funcție, da? Iar acolo el merge înainte cu riscul să-și pierdă și să fie degradat și să-și pierdă pensia militară. Pentru că astea, plus dacă e în cazul de față ani de închisoare. Deci are trei riscuri pe care el și le asumă mergând înainte. Și credibilitatea Ministerului de Interne este grav afectată, nu? Nu numai de evenimente, ci și de faptul că eu avansez un militar din cadrul Ministerului de Interne, nu? Jandarmii sunt, pot să zic militar de jandarmi, nu știu, un jandarm. Jandarmii sunt militari. Bun, un militar. Ei și cu ISU. În urma unei acțiuni, iar justiția, să spunem așa, mergem pe același scenariu, justiția spune, domnule, a greșit omul atunci. Da. Da, eu tocmai l-am avansat. Ceea ce... nu e în regulă. Măcar am un pic de răbdare. Domnule, te răsplătesc. Mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut. Am apreciat. Eu, toți colegii mei, ne uitam la televizor, am apreciat foarte mult. Considerăm că ai procedat extraordinar de bine. Când am văzut, când ai lovit oamenii cu mâinile ridicate, domne, senzațional, extraordinar, foarte bine. Așteaptă să se termine cu plângerea penală, cu dosarul și după aia te avansăm, te facem mareșal, nu general. Mareșal. Uite, pentru răbdarea asta îți dăm gradul de mareșal. O să fii dumneata și câți mareșali a avut România? Foarte puțin. Uite, o să te facem mareșal.
De dragul, ca mulțumire a poporului român pentru ce ai făcut pe 10 august. Dai un pic de răbdare să se termine. Riscăm să ne facem de râs. Așa aș fi procedat eu. Fără partea cu Mareșal. I-aș fi cerut să aibă răbdare. I-aș fi cerut să aibă răbdare. Mă rog, suntem la sfârșitul decembrie. Haideți că s-a tot discutat în presă despre și în zona politică despre ce s-a întâmplat la 10 august. Revenim la discursul domnului Dragnea. Domnule Drăghici, domnule Mircea Drăghici, domnule Iordache, vă rog ca după anul nou să depuneți acea plângere de înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis. Asta sper că ați prins-o exact în pauza finalei mici, cam atunci cred că a fost a finalei mici a campionatului european de handbal. Erați în prima repriză, parcă au jucat fetele noastre ceva mai bine, nu? Nu, cred că au avut momente și în prima și în a doua repriză. Când da, oricum, a doua repriză s-au mișcat ceva a mai doua rău, repriză, au fost mai multe da, greșeli. Parcă au fost mai deci erați, încă nu erați supărat foarte, foarte tare, putem spune. Dacă da. Intuim că aceste vorbe au fost spuse în pauza finalei mici. Păi da, domnul Dragnea se comportă ca pe o feudă, domnule cu tare, dați plângerea cu tare. Sunt niște exerciții de imagine și ei știu foarte bine că argumentele juridice din acea plângere nu stau în picioare. Vor doar să îi pună o etichetă președintelui Iohannis înainte de a intra în președinția Consiliului Uniunii Europene, că omul este trădător. Mă rog, acolo argumentele, din punctul meu de vedere, ar justifica cel mult o suspendare din funcție și o demitere. Dar până la înaltă trădare e cale lungă. Poate e un răspuns la ce a făcut domnul Orban, președintele PNL, la plângerea aceea pentru înaltă sesizare, aceea pentru înaltă trădare la adresa doamnei premier. Sunt exerciții de imagine. Eu cred că atât PSD-ul cât și... Dar până nervii noștri să fac toate aceste exerciții. Nu ne putem uita liniștiți la o finală mică de campionat european de handbal, cum văd eu lucrurile. Eu cred că actualul președinte va câștiga un nou mandat, chiar posibil din primul tur la anul, tocmai pentru că se va erija în principalul oponent al celor de la PSD-ALDE. Iar cei de la PSD-ALDE, pe fundul acestei lehamite care e în societate, au mari șanse să câștige și europarlamentarele și alegerile care vin în 2020 parlamentare. Vor spune, noi ne luptăm cu statul paralel, noi ne luptăm cu președintele Iohannis care este în fruntea acestui stat paralel. Au și aparatul de partid care este cel mai bine organizat, este cea mai bună structură organizațională din România. Și atunci eu cred că chiar dacă ei nu s-au vorbit, nu și-au dat mâna pe de undeva, și o parte și alta conștientizează că acest conflict, acest tango prelungit le aduce și unora și altora beneficii. Încerc, eu nu pot să... Dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și în momentul în care dumneavoastră a spus că președintele Klaus Iohannis va câștiga alegerile prezidențiale de la anul, am remarcat scepticismul dumneavoastră, o să discutăm despre principalele evenimente politice ale anului viitor, imediat după o scurtă pauză de publicitate.